Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Eu sunt Meme și astăzi voi face, ca de obicei, o citire generală colectivă pentru a vedea care este energia în acest moment prezent. Ne vom uita la o zi de vibrație 26. Luați de aici doar mesajele cu care rezonați și ce nu, lăsați deoparte. Vă mulțumesc tuturor celor care v-ați abonat pentru mesaje, pentru sprijin și suport, iar celor care sunteți noi vă urez bine ați venit. Dacă considerați că acest gen de mesaje vă sunt potrivite, vă invit să vă abonați, să apăsați butonul de like pentru a putea vedea și când postez în viitor alte clipuri. Așadar, să vedem despre ce este vorba. Sper că ați trecut cu bine de eclipsă. Începe un nou ciclu de viață în zona relațiilor în funcție de casele astrologice pe care le-am menționat în clipuri din data de 25, în cel pentru eclipsă. Îl voi afișa pe ecran spre sfârșitul acestui clip. Așadar, pe 26 avem în Lenormand cartea sau jurnalul, care simbolizează secrete, studii, lucruri care nu sunt cunoscute, lucruri care urmează să fie dezvăluite. Prin această carte, energia se face resimțită ca și timp de manifestare, ca interval de timp între 2 săptămâni și 6 luni. Deci nu este o coincidență, pentru că așa lucrează ciclic și luna nouă, luna plină sau sezonul acesta al eclipselor. 2 săptămâni de acum până la eclipsa de soare și 6 luni până la următoarea lună nouă sau lună plină pe aceeași axă astrologică. În tarot avem înalta preoteasă și îndrăgostiții, tot lucruri secrete, tot lucruri care urmează să fie dezvăluite sau chestii pe care le simțim în adâncul sufletului nostru și care au legătură cu armonia dintre energia masculină și energia feminină, cu relațiile noastre de iubire, cu alegerile pe care le facem noi, pentru că, da, suntem suma tuturor alegerilor noastre. Cartea simbolizează cunoașterea ancestrală, practic, o regăsim și în mâinile în altei preotese, într-o carte de tarot. Vorbim aici despre lucruri care ies acum la suprafață din noi toți. Ceea ce vedem acum în lume este un film real. Realmente, ne uităm la un film și personajele, actorii care au interpretat anumite roluri, încep unul câte unul să părăsească lista de distribuție. Vom vedea în curând și de ce. Acest an, pentru că și această zi are o vibrație 8, este unul al dezvăluirilor. Haideți să vedem ce ne spune această zi. Sub vibrația 26, înalta preoteasă și îndrăgostiții, să-ți iei timp pentru tine, să te iubești pe tine și să te gândești foarte serios la lucrurile de care trebuie să te detașezi. Pentru că asta nu este o glumă, eclipsa de lună ne ajută să ne detașăm de tot ceea ce am menționat în acel clip anterior pe care l-ați văzut. Este recalibrare, reîncărcare energetică și odihnă. Să iei o pauză, să pui pe pauză filmul acesta pe care îl vedem pe scena publică și să ne ocupăm de viețile noastre, să ne gătim cina, să ne îngrijim casa și familia. Să ne bucurăm de muzică. Această carte ne îndeamnă practic să ne ridicăm vibrația, adică să nu ne mai uităm la televizor, să nu mai aplecăm urechea către toate nonsensurile, toate tirile și toată isteria care se produce în lume, pentru că nu ne ajută, pentru că este plasată acolo intenționat, dacă nu ar fi așa, nu ar exista. Și despre faptul că vești bune pot ajunge la urechile tale astăzi. Asta spune această zi, că dacă tu te relaxezi, se creează momentul oportun sau vine momentul potrivit când tu afli ceea ce te interesează pe tine în legătură cu relațiile tale sau cu ceea ce te mai interesează în această viață și înapoi la origini. Da, pentru că omenirea a luat o razna totalmente, mentalul colectiv este prăbușit, există această tendință de trezire în masă a oamenilor, dar în egală măsură există și dezordine la nivel mental, există și foarte multă frustrare și nu în ultimul rând apatie, oboseală cronică. Să reducem totul, să simplificăm totul. Am de luat o decizie, nu știu ce să fac în această zi, mă relaxez și din relaxarea mea
aflu răspunsul. Din lucrurile mici și mărunte mă inspir astăzi. Forțe exterioare. Lucruri necunoscute, oameni necunoscuți sau de unde nici nu mă așteptam. Știți proverbul, de acolo de unde nu te aștepți sare iepurele sau ceva de genul acesta. O situație care capătă sens, un răspuns care vine către tine la momentul potrivit și care te ajută să îți reglezi viața și să îți soluționezi provocările din acest moment prezent. Dă-i timp, dă timp acestor lucruri să se materializeze, să se întâmple. Cum? Prin a te liniști. Pentru că atunci când tu ești stresat, gândurile tale ocupă spațiul pe care ar trebui să îl ocupe, de fapt, ceea ce tu vrei. Atunci când sacul tău e plin, dacă vrei să mai bagi acolo ceva în plus, nu mai este loc. Pentru ca în acest sac, pentru ca în viața ta să vină binele, trebuie să cureți spațiul, gândurile, sufletul, să ierți, să te ierți, să-ți vezi practic de treaba ta și să nu mai stai stresat. Cineva aici îți poate cere o a doua șansă, mai spune această carte, cum că o persoană dragă ție sau o persoană la care tu te gândești acum face așa un fel de joc de culise, pentru că tot am comparat lumea în care trăim cu un film, și pune în scenă o piesă de teatru prin care cumva tu să îi dai o șansă. Sau poate fi o surpriză pe care cineva ți-o face în timp ce tu ești ocupat cu alte lucruri din viața ta. Sau atunci când tu ești foarte ocupat cu lucrurile mici și mărunte, în viața ta apar niște surprize care îți pot schimba starea de spirit în acea zi. În zona relațiilor avem regele de cupe. În zona planului material avem 4 de bâte. În zona planului emoțional avem nebunul. Uite, ceva se schimbă în viața ta. Pare că lucrurile iau o întorsătură după această eclipsă de lună. Pentru cei care sunteți singuri, aceasta este hotărârea voastră de a vă pune stop emoțiilor negative, stresului și de a începe să vă ocupați de lucrurile mici și mărunte fără să vă mai gândiți cu cine sunteți alături de cine sunteți, pe cine ați avut, cine a plecat. Este acel moment zero de resetare generală în sufletul vostru prin care acum cineva îți poate cere o a doua șansă sau cineva îți arată că există mai multe feluri de iubire, că mai există iubire în această viață și pentru tine. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, aici pare că energia cumva este agitată din cauza lucrurilor din exteriorul relației voastre. Și pentru ca lucrurile să se reechilibreze în relația voastră, fie îndepărtați aceste forțe exterioare și influența lor în viața voastră, pot fi terțe persoane, poate fi familia voastră extinsă, pot fi părinții partenerului vostru, etc., chiar și serviciul acestuia sau serviciile voastre, joburile voastre. Și în momentul în care intrați în casă, spuneți ok, de acum înainte ne ocupăm de noi, de relația noastră și uite așa ajungem să ne înțelegem mai bine. În cazul în care ați avut un conflict cu partenerul vostru, de la treburi casnice, de la responsabilitățile voastre zilnice, partenerul vostru, cumva veți vedea că își reevaluează atitudinea, că este mai prezent sau poate voi trebuie să faceți acest lucru în viața voastră. Pentru alții dintre voi s-ar putea să vedeți că partenerul vostru este mai liniștit în această perioadă. Cineva aici se liniștește în legătură cu relația voastră de iubire. Este o zi pentru calm, este o zi în care s-ar putea unii dintre voi să vă întrebați ce se petrece în mintea și sufletul partenerului vostru, dar aici energia vă spune că orice s-ar întâmpla, voi, dacă asta vă doriți, veți fi bine. Este abundență, este voie bună aici pentru alții dintre voi, dacă sunteți căsătoriți și gândul vă este
la forțe din exterior, da, la o a treia persoană. Persoana la care vă gândiți voi acum este cu spatele la voi, este în câmpul muncii, este cu fața la responsabilitățile sale și voi s-ar putea să vă temeți, să aveți așa o tulburare emoțională pentru că nu știți ce se întâmplă cu persoana aceasta la care voi vă gândiți, însă aici apele se pot agita în cuplul vostru. Nu puteți avea două lucruri deodată pentru că sacul este plin și atunci armonia nu are loc acolo. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, aici o persoană încă are gândul la voi, dar în acest moment nu își dorește să acționeze, fie este ocupată cu viața sa, ceva îi distrage aici atenția, fie această persoană este depășită de situație în acest moment prezent, deși în sufletul său are sentimente pentru voi, dar este ca și când între mintea sa și inima sa se află vocea, care în acest moment este cumva blocată, nu vă poate spune nimic, nu poate comunica cu voi, pentru că este un conflict aici între ceea ce gândește și ceea ce simte. Asul de spade. Veți reuși să faceți lumină în această poveste și înalta preoteasă, dar și jurnalul, vor aduce astăzi pentru voi niște răspunsuri, niște gânduri care vă liniștesc pe unii dintre voi, niște idei despre cum să acționați în următoarele zile pentru alții dintre voi, iar pentru cei care sunteți singuri, spre exemplu, vă poate aduce, după cum spuneam, pe cineva cu care ați mai avut o încercare, care vă cere scuze sau care veți vedea că începe recurent să facă același lucru, începe să aibă un tip de comportament mai statornic, să spună ceva și să urmeze ceea ce și spune, să facă ceea ce și spune. Comunicare nouă cu cineva, îndrăzneala cuiva acum, îndrăzneala cuiva care poate va mai aborda, ar putea să vă surprindă astăzi. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, aici este o discuție, este un adevăr care iese la suprafață sau este o discuție despre cine ce face în casă. Pentru că, uite, unul se odihnește în timp ce altul lucrează sau unul contribuie mai mult, celălalt se odihnește mai mult și este acest gen de zi în care apele pot fi tulburate de genul acesta de abordări. Tu ce faci, eu ce fac? Este o zi prin care să discutați, dar cu vorbă bună, despre cine ce face și de ce se ocupă, să trasați niște sarcini clare acolo la voi, în cuplu și în familie, pentru că până la urma urmei vă veți bucura. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, aici vine către voi cu viteză o idee și o veste care vă ajută să înțelegeți că în această perioadă, în această împăcare la care poate unii dintre voi visați, există mai multe implicații și că lucrurile în curând ajung la un apogeu, dar unde persoana aceasta care stă cu spatele la voi, nu v-a uitat, dar stă cu spatele la voi, mai are ceva de făcut, se convinge pe sine. Iar pentru alții dintre voi, aici cineva vine dintr-o dată și vă spune, știi ceva, eu te iubesc. Da, dar până acum unde ai fost? Este o revenire, este un zvâc, este o conștientizare, este un mesaj din senin, este un e-mail din senin pe care cineva vi-l dă. Este o declarație surprinzătoare, iute, venită de nicăieri a cuiva. Cavalerul de monede. Voi doar trebuie să mergeți pe drumul vostru. Este o declarație a cuiva că se va ține de cuvânt, este o insistență a cuiva în ceea ce vă privește și este o oportunitate pentru cei care v-ați despărțit să porniți la un drum. Mai este o șansă. Mai este o șansă pentru unii dintre voi. Și aici avem Regina de Băte.
Cineva foarte hotărât astăzi vrea să schimbe regulile jocului. Este vorba despre cineva care încearcă să vă intre în grații dacă sunteți persoane singure. Cineva va insista aici să vă cucerească, apare la momentul potrivit. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, regina de bute este un pic de ce vreau eu, pentru că așa vreau eu, sau este despre acțiune, despre cum acționăm. Hai să facem ceva, hai facem odată lucrul ăsta. Pot fi planuri de călătorie aici, pot fi bilete de avion, pot fi călătorii literalmente, pot fi niște acte, pot fi niște cumpărături. Lucruri mici și mărunte, dar care în esență au legătură cu stima, cu iubirea, cu... Este ca și când, dacă se întâmplă aceste lucruri, vin ca o dovadă din partea cuiva de iubire. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, aici persoana la care vă gândiți voi va acționa atunci când va fi pregătită, dar persoana aceasta, să știți că este curajoasă. Dacă nu dă niciun semn de viață acum, este pentru că în unele cazuri nu vrea, iar în alte cazuri este ocupată. Iar pentru alții dintre voi, să știți că aici sunt persoane terțe, s-ar putea ca persoana aceasta să-și vadă de viața sa în continuare. Fantezie. Visez cu ochii deschiși. Îmi imaginez ceva. Ceea ce vă imaginați voi devine realitate pentru cei singuri. Dacă vă doriți pe cineva, imaginația voastră va da roade. Ceea ce vă doriți voi, această fantezie, această dorință va da roade. Când? Când voi vă liniștiți. Puteți cunoaște pe cineva, dar care este pe alt fus orar decât voi. Adică atunci când voi vă odihniți, când voi dormiți, se întâmplă magia la care sperați. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, aici ceea ce vă doriți voi dă roade. Sau aveți grijă că vă certați pe nimicuri, dacă vă certați. Iar pentru alții dintre voi cineva vă surprinde. Ce vă doreați voi? Vă face o surpriză și nu vă va veni să credeți. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare aici, această fantezie s-ar putea să fie intuiția voastră care știe, simte ceva. Bazați-vă pe intuiția voastră. Și greșeli. Mici neînțelegeri. Cineva îmbracă o haină de victimă aici și un suflet pierdut. Pentru cei care sunteți în perioada de separare, cineva își poate cere iertare, dar dacă persoana aceasta v-a trădat, v-a rănit, este ca și dusă din viața voastră, nu se mai întoarce, pentru că energia nu va mai permite, pe semne că nu mai sunteți aliniați, nu vă mai puteți întâlni energetic. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, aveți grijă ca un cuvânt să nu doară. Mercur este un berbec și cuvinte mici pot fi spuse aici, dar care să facă mult rău. Să vă feriți de cuvinte grele în această zi. Iar pentru cei care sunteți singuri, să luați fiecare etapă a vieții voastre ca pe o binecuvântare. Pentru că, veți vedea, lucrurile se pot schimba într-o clipă. Și mai luăm o carte, ceva neașteptat, care are bucurie și gândurile. Veți materializa ceva neașteptat atunci când voi sunteți foarte liniștiți și când nu vă gândiți la ceea ce vă apasă, pentru că așa funcționează jocul. La nivel de plan material, aici avem 4 de băte, bucurie, în zona banilor, în zona serviciului, bucurie. Fie pur și simplu mergeți la serviciu și aveți parte de ajutor, fie aici este cineva care vă cere scuze, fie să știți că vă luați o vacanță unii dintre voi, plecați într-o călătorie scurtă. Pentru alții dintre voi se întâmplă ceva bun la locul de muncă și sunt atâtea scenarii încât nu le pot cuprinde. 8 de bâte. Mesaje rapide, soluții rapide, terminați treaba mai repede, vi se aprobă ceva care vă bucură. 5 de cupe, ceva ce vă doreați, deci o tristețe de-a voastră se înlătură foarte repede, ceva ce a fost greșit, ceva ce vă supăra înainte se rezolvă.
Pentru alții dintre voi s-ar putea să se întâmple niște evenimente care să vă întristeze, să vă plece niște colegi și să fiți așa un pic supărați, dar vin alții în locul lor. Și uite, avem îndrăgostiți aici. Veți găsi o soluție, ceva se aprobă. Chiar dacă vi se spune în primă fază nu, nu vă dați bătuți, pentru că în voi mai există încă forță și sclipire, sau dacă nu puteți semna niște acte, mai încercați, mai insistați, pentru că se găsește o soluție. Pentru alții dintre voi s-ar putea să plece de la locul de muncă un om, o persoană pe care voi o îndrăgeați, sau să aflați că vreun coleg de serviciu este căsătorit sau că vreo colegă este căsătorită și vouă vă plăcea persoana respectivă, dar aceste lucruri sunt aici cu un sens în viața voastră, pentru că trebuie să vă mutați din loc, pentru că trebuie să depășiți acest obstacol. Pentru alții dintre voi este o împăcare cu cineva. Cineva care v-a cauzat înainte provocări, neliniște sufletească, acum vă cere scuze și bateți palma soarele. Uite, primiți ceea ce vă doriți, vă liniștiți. Chiar și în chestiuni legate de bani, veți rezolva așa cum nu vă așteptați, să știți. Apare de nicăieri o surpriză, găsiți bani prin vreo geantă uitată, se întâmplă ceva de bine aici. Iar în zona planului emoțional este voie bună astăzi, avem nebunul, care spune hai că totul se rezolvă, poți o iei de la început. Uite, dacă ai o condiție medicală, să știi că poți o duci pe picioare pentru unii dintre voi. Pentru alții dintre voi, atenție la durerile de spate. Vin din emoții negative stocate în zona bazinului, frustrări multe, conflicte de devalorizare, nu sunt suficient de bun sau chestii de genul acesta, încercați să scăpați de ele. Pentru alții dintre voi este o speranță de nicăieri, cineva vă dă o speranță aici, vă spune ceva care vă ajută, vă revitalizează. 4 de spade, uite, te poți odihni, te poți reface, este o terapie care te ajută, este timpul să-ți iei o pauză, mai spun cărțile aici. Pajul de cupe, este timpul să-ți iei o pauză pentru că ai nevoie de odihnă. Pentru alții dintre voi, dacă a fost liniște o perioadă de timp, n-ați vorbit cu cineva, persoana respectivă reiese așa, reapare de nicăieri, poate reapărea. Pentru alții dintre voi sunt copii, s-ar putea să fie niște provocări de sănătate ale copiilor voștri, să fie ceva declanșat de această eclipsă de lună, dar se rezolvă, se poate rezolva. Aici poate fi vizitat la un medic sau cineva care vorbește cu voi, cineva care înainte vorbea rece cu voi, acum își îndulcește vorba. Pentru alții dintre voi poate fi în sfârșit merit, obțin o diplomă, obțin recunoaștere. După ce am stat, da, liniștit atâta timp, după ce nu am putut să fac atâta vreme nimic, acum pot, pentru că am asul acesta de spade aici, uite că vorbim. Și împărăteasa, bani care vin către voi, vindecare care vine către voi, recunoaștere sau cineva pur și simplu vă bagă în seamă. Iar pentru alții dintre voi, dacă sunteți părinți și aveți o provocare de genul mama este lângă copil și tatăl nu prea, trebuie să discutați puțin, pentru că al vostru copil este puțin afectat aici de emoțional cumva, de, nu de lipsa tatălui neapărat, ci de lipsa de conexiune. Uite, din nou avem Venus, iubire multă, vindecare. Venus este o energie magnetică, acum în pești, are rolul de a vindeca, are locul potrivit pentru ca cineva să se întoarcă, are rolul potrivit pentru ca cineva să se întoarcă. Poate reveni cineva la sentimente mai bune, la o decizie mai bună, la o scuză. Dacă reveniți asupra unui diagnostic, veți găsi acolo un remediu. Și aici avem lupul alb și casa șapte a relațiilor. Să vă bazați pe intuiția voastră, cineva vă ajută. Să vă ridicați starea de spirit, vă spune ceva care vă ușurează viața, vă eliberați de o condiție medicală, vă puneți pe picioarele voastre. Și să mai luăm aici în zona planului material, că am uitat cărțile acestea verzi.
Leadership, soarele este liderul, puteți discuta cu un șef dacă aveți o provocare. Ceva din ceea ce se întâmplă în relația voastră cu o autoritate este de bine. Primiți aici, merită recunoaștere, ceva de bine, da? În ceea ce privește și o instituție care înseamnă o autoritate. Iar dacă voi sunteți o autoritate, cumva, o persoană publică, veți primi faimă, recunoaștere, lucrurile merg mai bine, aveți o stare de bine. Talismanele. Uite, o zi în care soarele strălucește și treburile merg de la sine. Deci, ceea ce nu funcționa înainte se oprește din mers și cel mai important va fi în această zi să vă amintiți de lucrurile frumoase. Pur și simplu, declarați o zi de 26, cum este aceasta, o zi în care eu mi-amintesc de lucrurile frumoase din viața mea. Uite, prin imagini, prin culoare, pentru alții dintre voi, voi pictați pe Canva, voi sunteți artistul, ceea ce vă imaginați voi deja există, devine realitate, dacă o faceți din suflet. Trebuie să vă țineți departe de niște energii toxice, de niște lucruri care nu vă aparțin, să ieșiți din niște conflicte. Pentru alții dintre voi, aici este o supărare, vă tot gândiți la niște calcule, la bani, dar vă gândiți prea mult la acest lucru și veți vedea că reușiți să ieșiți din impas. Uite, pentru că aveți rețeta, este multă muncă, dar cumva reușești. Uite, s-a auzit un motor. Băgați cheia acolo în ială, în funcțiune, porniți mașina, mergeți, pentru că reușiți. Pentru alții dintre voi este pașaportul, poate fi o vacanță, aveți nevoie de odihnă, iar pentru alții dintre voi este undă verde către gaura iepurelui alb, da? Către a descoperi niște lucruri fabuloase care vă interesează, afla niște secrete pentru alții dintre voi, care s-ar putea să vă trimit așa în izolare, să fiți un pic eremit în următoarele zile, sau care vă bucură foarte mult. Pentru alții dintre voi, realmente este o călătorie, ceva legat de animalele de companie aici, aveți grijă la sănătatea lor, dacă cumva vedeți pe stradă și sunt necăjite, se strânge sufletul numai când zic, dați o mână de ajutor. Pentru alții dintre voi, ia uite, în lumea viselor se întâmplă ceva la nivel de imaginație, de telepatie. Să știți că vă conectați cu cineva drag și aici este vărsătorul. Pluto din vărsător vă ajută să vă transformați total. În ianuarie am făcut citirea despre intrarea planetei Pluto în vărsător, dacă vreți să știți în ce casă se regăsește pentru voi. Vărsătorul este guvernat de Uranus, Uranus este în Taur acum, va face conjuncție cu Jupiter în aprilie și acea conjuncție este una în viață, nu se mai întâlnesc în Taur în această viață, pentru noi. Este o trezire masivă la realitate. Deci pentru voi aici niște lucruri se petrec pentru ca voi să vă treziți la realitate sau cineva din preajma voastră să se trezească definitiv la realitate. Și mai simt nevoia să iau o carte. Ce a vrut să cadă aici? Să mergeți cu flow-ul, să vă bucurați, vedeți, pentru că sunteți ghidați, nu e întâmplător. Acceptă iubirea. Iubirea vine către voi și este Venus aceasta din Pești, împărăteasa, da? Împărăteasa în casa relațiilor de tot felul. Împărăteasa, da? Venus într-o casă a șaptea înseamnă și venituri care îmi cresc, clienți mai mulți, parteneri de afaceri stabili, acces la relații, partenerul mă iubește, etc. Acceptă iubirea. Poate trebuie să iertați înainte pe cineva. Soarele și stelele. Veți vedea drumul. Soarele este aici pentru voi, va străluci pentru voi. Vă mulțumesc tare mult tuturor, vă îmbrățișez cu drag, să fiți bine, sănătoși și iubiți și să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!